ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vom vorbi despre lipsa de calciu la tomate, carența de calciu și cauzele și rezolvările posibile pentru această problemă. De ce avem această problemă la tomate, adică lipsa de calciu? Chiar dacă calciul există în sol, din cauza excesului de fertilizări, de aplicarea în exces a fertilizanților chimici sau biologici, planta se poate pur și simplu bloca, rădăcina plantei va fi blocată de acești nutrienți în exces și, bineînțeles, nu va mai asimila calciul din sol. În caz că aveți această problemă, o puteți rezolva parțial cu anumite fertilizări cu calciu lichid pe frunze plus anumite substanțe pe care le găsiți în foliare, de exemplu în Cropmax, Terasorb foliar. De ce vă spun acest lucru? Foarte simplu, cum vă spuneam și mai devreme, planta neputând să se mai alimenteze foarte bine prin intermediul rădăcinilor, vom încerca să le ajutăm cu câțiva fertilizanți foliari, biologici sau chimici, puteți aplica și sprintene din categoria biologic, împreună cu calciu lichid. Calciul lichid se va aplica pe fructe și pe întreaga plantă, adică pe frunze și pe trunchi. Planta va absorbi elementele necesare pe care nu mai poate să le absoarbă cu ajutorul rădăcinilor și parțial își va reveni. Aceste fertilizări se vor face la 14 zile pe tot sezonul de producție. Aceste fertilizări cu calciu lichid pe frunze aduce și alte beneficii, cum ar fi o strălucire mai puternică, un aspect mai frumos al fructelor, o rezistență la transport mai mare a fructelor. Dacă veți avea carență de calciu pe vârful fructului, veți avea o pată maronie care se poate transforma într-o boală fungică, adică agenții patogeni se vor așeza exact pe acea pată cauzată de lipsa de calciu și, bineînțeles, se vor dezvolta și se vor transmite mai departe la alte fructe din cultura dumneavoastră. Vă recomand tratamente chimice sau biologice făcute la 7-14 zile, aplicate preventiv pentru a întâmpina orice dezvoltare a agenților patogeni, a ciupercilor și, bineînțeles, fertilizări din timp cu calciu lichid. Acesta a fost filmul de astăzi, sper că v-a fost de folos. Dacă v-a plăcut acest film, vă invit să vă abonați la canalul nostru, să ne oferiți un like, să distribuiți și să apăsați acel buton de clopoțel cu opțiunea al sau toate pentru a fi notificați atunci când postăm. La revedere!